După cum știți, acum 2 ani am început demersul de înființare, sau măcar de discuție, privind înființarea unei stații de maxi-taxi în complexul Kaufland. Într-un final, și nu are nicio legătură administrația locală, să nu se interpreteze greșit, care chiar ne-a ajutat în aceste demersuri, am primit, să zicem, ok-ul de principiu din partea celor de la Kaufland. Și cred că ar fi indicat să supun la vot înființarea unei stații de genul ăsta ca să nu muncim degeaba în contextul în care vă dați seama, dacă se și înființează, urmează schimbarea unor anumite trasee și așa mai departe. Țin să precizez doar că cei de la Kaufland și-au asumat plata respectivei stații, urmând doar anumite reglementări sau avize să le luăm noi. Și aș vrea un vot de principiu, ca să putem merge mai departe. Stația fiind exact în spatele complexului, pe linia Lidl-Kaufland, perpendiculară, deci intrarea dinspre carul întâi spre Sălaș. De fapt, Nicolae Băcescu, Sălaș. Și aș vrea un acord de principiu ca să știm dacă mergem mai departe cu respectivele discuții. Mulțumesc. Supun la vot această... Eu cred că e un lucru bun pentru cetățenii noștri și de asta aș vrea să mergem mai departe. Deci, supun la vot acest acord. De ce se trebuie acord de principiu? Am și eu. De ce, o întrebare. De ce se trebuie acord de principiu? Pentru ca să poată discuta, să înceapă primăria, departamentul juridic și departamentul urbanist, să înceapă discuțiile, pentru că poate ulterior va aplica la vot acea stație și noi semnăm parteneriat. Ei, treaba vine cineva cu proiect, se votează. Și dacă nu se votează proiectul? Păi vedem atunci. Eu consider și am vorbit la departamentul juridic și au zis că ar fi indicat să avem un vot de principiu ca să putem vota discuții. Ok, doamna Vane. Nu, eu vorbesc în interior. În interiorul complexului. Păi lumea trebuie să meargă cu bagajul 150 de metri, 100-150 de metri. Deci da, nu prea e indicat. În toate complexele comerciale din țară există câte o stație. De autobuz, de maxi, taxi, de ce o fi. Mă gândesc că, nu știu, adică vine maxi-taxi și intră în incintă? Nu, v-am spus, este pe strada perpendiculară pe Nicolae Băucescu, în fața ceea cu Altex, da? E strada aceea care e perpendiculară și duce direct în Sălaj. Deci cum ieșiți din Kaufland, da? Pe stânga aveți acele cărucioare și acel culoar, exact în capătul culoarului respectiv. Avem și avize de principiu, adică am discutat și cu cei de la poliția rutieră și se poate realiza acolo o stație de genul. De asta e necesar un vot, pentru că s-ar putea ca ulterior să pice. Și atunci nu are niciun rost să purtăm discuții, să facem proiecte și noi să nu putem înființa acea stație de maxi-taxi. Asta este ideea. Ok, am înțeles. Supun la vot acest acord de principiu. Cine este pentru?